BTT-ul este societate comercială pe teritoriul Comunei Costinești. El își administrează proprietatea așa cum vrea, nu putem să-i impunem, el are străzile lui, are utilitățile lui, noi nu putem să le impunem niciun fel, decât așa, de la să le batem obrazul, pentru că au vecinii ce, de unde să pot inspira, vecinii fiind noi, comuna, iar ei, dar nu interesează pentru că toată conducerea e de la București. Vin două luni pe an și după aia, 10 luni, ne întrebați pe noi ce se întâmplă cu BTT-ul. Noi ce să vă spun. Stațiunea tineretului, care în alți ani era plină de studenți dornici de distracție, este acum în paragină. Hoteluri, restaurante, dar și căsuțele de piatră sau teatrul de vară, care aparțin biroului de turism pentru tineret, sunt obiective părăsite, în loc să fie renovate și transformate în afaceri profitabile, cum erau cândva. BTT-ul este o entitate economică care a funcționat până în 90 sub sigla CCA LUTC. A funcționat foarte bine, era o oază de tinerețe, unde chiar la intrare scria că tristețea este interzisă în Costinești. Eu nu sunt un nostalgic al vremurilor trecute, dar cred că mulți dintre noi, și vorbesc de generația 61, 65, chiar 69, au trecut prin Costinești ca elevi și ca studenți. Acum, mulți dintre ei probabil ocupă funcții importante. Chiar nu-și amintesc de timpurile când veneau și Costineștiul BTT arăta așa. Nu știu. Acum, proprietar este Ministerul Tineretului și Sportului. Localitatea arată, nu pot să spun impecabil, dar arată destul de bine. Asfalt, trotuare, spații verzi, gospodării bine întreținute. Turistul care se cazează în localitate ca să aibă acces la plajă, trece prin stațiune. Trece prin această suprafață de 36 de hectare pe care sunt amplasate construcții. Care este imaginea? Asta e imaginea Costineștiului. Acum, eu vreau să tragem un semnal de alarmă ca Ministerul Tineretului și Sportului să-și aplece privirea și către această unitate economică și să facă ceva. Să facă ceva, pentru că e păcat că s-au investit bani până în 90 și n-am fost în stare să întreținem aceste investiții care au o valoare foarte mare. Aflându-se pe raza teritorială a Comunei Costinești, toată lumea, când vorbește de starea deplorabilă a stațiunii Costinești, ei nu știu că această unitate economică nu are nicio legătură cu UAT-ul, Unitatea Administrativ Teritorială. Și atunci este o imagine negativă pe care ne-o creează nouă administrației publice locale. Și noi nu o să stăm să punem la intrare în localitate, știți, pe raza UAT-ului veți vedea o ruină care se numește fosta stațiune a tineretului. Și atunci suntem asimilați unor edili care nu știu să-și gospodărească bine localitatea. Și e păcat, pentru că de bine de rău localitatea s-a dezvoltat foarte mult după 90 și am văzut cu toții că, într-adevăr, avem o carte de vizită cu care ne mândrim în momentul în care vin turiștii. N-am mai venit de 10 ani. Cum vi se pare că arată? Mai rău ca înainte. N-am mai venit de 20 de ani.
tocmai, cum arăta atunci și cum arăta acum? Păi atunci arăta bine. Ce vi se pare că e schimbat? Păi uite, de exemplu, astea toate în paragină, mizerie, da? Dacă tot sunt în paragină, măcar să le acopere cu folie de-aia care să creeze altă imagine și, nu știu, poate să nu mai dea voie să se construiască așa aiurea, să se gândească puțin că e dezolant. Și e păcat că e un loc tare frumos. Mă arăta bine și atunci, dar parcă acum parcă nu s-a mai făcut nimic. Parcă... De ce? Nu știu. Ce credeți că a rămas în paragină, să zic așa? Problemele cu curățenia, probleme, nu fac nimic, parcă. Așa am impresia eu, dar poate fac ceva, dar nu se vede. Totul e cam nasol. Turismul este latura principală a Costineștiului și fapt pentru care atât administrația publică locală cât și Consiliul Local a pus un accent deosebit pentru dezvoltarea a zonei de promenadă, a zonei de plaje, a litoralului în special. Pentru acest lucru, administrația publică locală a căutat ca de fiecare dată să vină cu lucruri noi, lucruri care să încânte ochiul turistului și turiștii care vin pe litoral să fie impresionați de lucruri frumoase. Vreau să scot în relief că în momentul și acum suntem pe o zonă de promenadă, zonă în care este totdeauna aglomerată, totdeauna vizitată și căutată de turiștii care sunt pe litoral și care sunt în Costinești.